Eu aștept cu nerăbdare să înceapă această competiție, bineînțeles, cu meciul de mâine. Cred că și băieții sunt în asentimentul meu, pentru că am avut o perioadă în care ne-am pregătit împreună. În rest, ce aș putea să spun? Cred că am mai reglat unele probleme pe care le-am avut în jocurile amicale pe care le-am disputat până în acest moment. Este un moment deosebit de important, individual și pentru fiecare dintre noi și din punct de vedere colectiv, având în vedere că reprezentăm Naționala de Tineret a României. Știm că mâine întâlnim un adversar cât se poate de titrat, cu jucători valoroși în componență. Dar am încredere în băieții noștri, s-au pregătit foarte bine și sper ca mâine să avem parte de un stadion plin. Știm că suporterii sunt de fiecare dată la înălțime și sunt convins că se va întâmpla acest lucru și mâine. Și sper să avem parte de un debut bun. Bună ziua! Cum a zis mister, eu ce pot să zic, că suntem pregătiți cu tot băieții. Așteptăm cu nerăbdare primul meci. Vom da totul pe teren. Ne-am propus cu toți să nu avem regret. Știm foarte bine importanța al meciului de mâine și suntem pregătiți pentru asta și vom da totul pe teren. Bună ziua, cât de importantă este pierderea lui Mihăilă, mai ales după meciul pe care l-a făcut? Ce pot să spun? Este o pierdere importantă. Pentru că, nu știu, fiind un jucător tânăr și având drept de joc și la echipa de tineret, bineînțeles că și noi am fi contat pe el. Am urmărit meciul aseară, ne-am bucurat pentru rezultatul pozitiv pe care l-a obținut Naționala României, dar exact ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, eram și foarte îngrijorat după ce am văzut ce s-a întâmplat cu el. L-am fi dorit, vă dați seama, și la acest prim meci ne-am fi dorit și alții jucători care ar fi avut drept de joc la noi. Dar pe undeva și Drăgușin și Screciu, pe Drăgușin nu-l vom avea. Screciu va intra după meciul cu Spania. Exemplele lor pot fi un imbold pentru ceilalți jucători care sunt în lot. Pentru că, iată, s-a demonstrat că jucători care au jucat la echipa de tineret și, bine, nu fac asta de câteva, n-au făcut asta de câteva luni de zile, deci au ani de zile la echipele de juniori și la echipa de tineret, au ajuns la prima reprezentativă și, din punctul meu de vedere, n-aș vrea să fac aprecieri, dar totuși pot să subliniez că eu cred că cei trei jucători au fost unii dintre cei mai buni de pe teren la jocul de aseară. Deci acest lucru trebuie să fie un imbold pentru fiecare dintre componenții lotului nostru, pentru că în funcție de evoluțiile și de prestațiile pe care le vor avea, bineînțeles, și în campionat, la echipele de club, dar și în meciurile internaționale, pot să ajungă mai devreme sau mai târziu acolo. Despre Grameni, unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon de Superliga, ce s-a întâmplat pe cât de mare este plină? Da, vă dați seama, în cursul antrenamentului de ieri, deci noi chiar am observat că la un moment dat folosea mai mult piciorul drept, el fiind stângaci.
Chiar m-am întrebat atunci, mă și gândeam, aoleu, să nu se întâmple ceva. La un moment dat a luat legătura cu doctorul în timpul antrenamentului, i-a explicat că simțise ceva și cu o zi înainte, mă rog, și-a făcut ecografie, RMN, și am înțeles ce mi-a spus doctorul, că este un hematom, este o leziune fibrilară lângă o cicatrice pe care o avea mai dinainte. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt medic, asta este ce mi-a spus medicul echipei noastre și, bineînțeles, că am încredere. Și el mai simțea ceva dureri și, până la urmă, am fost obligat să renunțăm la el. Bogdan, voi cum sunteți înainte de acest turneu final? Vă sperie în vreun fel palmaresul sau statutul Spaniei înainte de acest meci de mâine? Nu ne sperie. E fotbal, suntem pregătiți, cum am mai zis. Bineînțeles că suntem conștienți că nu va fi ușor deloc. E cel mai înalt nivel la vârsta noastră. Pentru noi este o provocare, pentru fiecare dintre noi. Avem o șansă să ne comparăm cu cei mai buni tineri din Europa, dar, cum v-am zis, nu ne-e frică. Avem încredere în noi, în fiecare dintre noi. Suntem un grup. Știm că nu va fi ușor, cum am zis, dar nu avem de ce să ne fie frică. E fotbal, e un sport. Ne-am pregătit, ne antrenăm zilnic pentru asta și sper să fie un moment bun pentru noi. La echipa mare se tot vorbește de unitate, de un grup care joacă cu inima. Voi cum sunteți? Simțiți același lucru? Da, și noi. Și noi ne bazăm pe ce există la echipa mare. De exemplu, vă dau exemplu, meciul de ieri, ne-am uitat cu toți băieții împreună. Și a fost cumva un mesaj și pentru noi. Când te lupți până la sfârșit, dacă nu renunți niciodată, se poate întâmpla orice în fotbal. Chiar dacă poate înainte unii spun că valoarea noastră ca echipă e mai jos decât Spania sau alte echipe, pentru noi nu contează. Și printre alte valoare, cum poate fi atitudinea, poți să... Se poate întâmpla orice într-un meci. Domnule selecționer, în ultima perioadă s-au făcut anumite declarații, mă refer aici la cea lui Antonio Sefer, care a spus că la echipa Under-21 există anumite interese legate de selecție. Dumneavoastră, cum ați comentat? Da, ce pot eu să comentez? Nu. Eu ce pot să vă spun este că îi urez multă baftă lui Sefer în continuare, în toată cariera lui de fotbalist, și de fiecare dată o să-i ținem pumnii atâta timp cât am lucrat cu el. Și asta se va întâmpla cu toți jucătorii, indiferent ce vor declara ei. Deci să fiți ferm convinși de acest aspect. Domnule, sunt doi în locul lui Drameni și Mihaela, sigur, vor intra, Miculescu și Câmpanu. Ei au fost ulterior primiși cumva în vacanță. Cum credeți că vor reveni acum și să reintre cumva în circuitul național și în acest spirit de turneu final? Foarte bucuroși. Foarte bucuroși au revenit și vă spun că a fost un aspect care m-a încântat. În momentul în care am luat legătura cu ei și am vorbit cu ei, am simțit fericiți. Și încă o dată, avem și noi o experiență și, eu știu, bucuria lor era una sinceră. Și asta spune foarte mult. Dar unde i-ați găsit? Erau în vacanță? Erau în stand-by? I-am găsit, doar am lucrat cu ei. N-a trebuit să-i căutăm foarte mult, să știți. Mă gândeam că poate și-au luat bilete să plece în vacanță, mai ales că aveau 3 zile, 4 la dispoziție. Nu, să știți că mulți dintre jucători deja au început pregătirile cu echipele de club. Nu vreau să vorbesc individual acum. Miculescu, să știți că a fost acasă, a avut câteva zile libere, dar noi am luat legătura cu el, a făcut mișcare, a avut un program pentru fiecare zi, un program de antrenament pe care, da, bineînțeles, pe care l-a respectat, iar Câmpanu deja se pregătea cu echipa. Chiar dacă nu este vorba despre turneul final, dar aveți în componență jucători de la Farul. Astăzi s-a tras la sorți primul tur preliminar. Cum ați văzut faptul că Farul a picat cu Sheriff Tiraspol? Da, nu știu exact.
pot să... Rămânem pe... Bun, să știți că și eu, când am fost la echipa de tineret, chiar am disputat câteva meciuri acolo și chiar este o bază superbă acolo. Asta în afară de conferința pentru meciul de mâine, o părere personală, așa. Și investițiile care s-au făcut acolo de-a lungul timpului au fost foarte, foarte mari. Și ați văzut ce performanțe au reușit în ultima perioadă, chiar în Europa. Chiar au confirmat așa ca echipă de club în Europa. Nu va fi o misiune ușoară. Bogdan, se anunță peste 20.000 de spectatori. Cum simți acest lucru? O bucurie sau poate este și o presiune în plus? Sau cum te gândești la momentul imnului când va fi cântat pe un stadion întreg? O bucurie, bineînțeles, și o presiune, dar cred că o presiune pozitiv până la urmă. Jucăm acasă. Jucăm acasă, cred că public poate să fie un plus pentru noi, un ajutor. Deci nu, eu zic că e o mare bucurie, cu siguranță o să avem probabil emoție, mai ales la începutul meci sau la imnul, e normal, dar cred că până la urmă e o șansă pentru fiecare să trăim astfel de moment. Să știți ce vreau să mai completez și eu puțin referitor la această confirmare internațională. Să știți că va trebui să fim foarte atenți la aspectele astea, pentru că avem jucători de calitate din punctul meu de vedere și nu vreau să fac comparații cu jucătorii celorlalte echipe. Care au confirmat, marea majoritate dintre ei la nivel intern. Bogdan este unul dintre cei care joacă într-un campionat puternic în străinătate, iar la fel Alexi Pitu e un jucător care joacă într-un campionat top 5, să zicem, chiar dacă în Liga 2-a. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că fiecare dintre jucătorii noștri trebuie să-și dorească un pas înainte. Asta înseamnă o confirmare internațională, din punctul meu de vedere. Și este un moment cât se poate de prielnic pentru fiecare dintre ei, și din punct de vedere individual, dar mai ales ca grup. Can I ask Bogdan a question in French? Yes. Vă puteți respecta obiectivul pe care vi l-a impus federația, să ieșiți din grupă? Eu sunt convins că da. Cred că și băieții sunt convinși de acest aspect. Nu va fi ușor. E clar, și cred că suntem cu toții conștienți de acest aspect. Dar eu cred că totuși cu o capacitare dusă în unele momente sau dusă pe toate momentele la cote maxime, cu o disciplină, iar la fel, de care avem nevoie. Avem mare nevoie de o disciplină tactică. Noi am făcut multe analize și individuale ale adversarilor, bineînțeles, și ca echipă. Da, Spania este o echipă cu calitate deosebită. Bogdan, ai fi de acord să faceți un joc cum a făcut Naționala aseară cu Elveția și să obțineți măcar un egal cu Spania? Din punct de vedere al rezultatului, bineînțeles, cred că un egal cu Spania ar fi un rezultat bun, dar ne dorim și un joc bun, nu doar rezultat, chiar dacă la un turneu final, totuși, cred că rezultatul contează mai mult. Nu, e o presiune în sensul în care avem așteptări, știm că există așteptări
Și e o provocare pentru noi. Pentru mulți dintre noi am jucat la club sau pe la echipa națională cu băieți despre care vorbiți voi și vrem să facem, să arătăm și noi că suntem cel puțin atât de buni. Întrebări? Așa? Mulțumim! Mulțumim! Thank you.